Bună seara, prieteni! Conferințele Plantăm Fapte Bune în România sunt, iată, încă o dată în săptămâna aceasta, în direct, pe ecranele dumneavoastră. Încă o dată, mulțumiri pentru că sunteți alături de noi și așteptăm întrebările în secțiunea de comentarii de sub videoclipul nostru. De asemenea, dacă vi se pare interesant, dați mai departe conferința noastră, recomandați-o. Încă un amănunt până să dau cuvântul mai departe. O veți găsi în continuare pe pagina de Facebook, la secțiunea video și mai ușor pe canalul nostru de YouTube, unde puteți de asemenea să vedeți și celelalte zeci de ediții anterioare. Bună seara, Mihai! Aș vrea, înainte să dai cuvântul invitatului nostru, pentru a doua oară aici în direct cu prietenii noștri care ne urmăresc, să ne spui de ce ar trebui să ne intereseze, desigur, pe noi, cei din afara sistemului silvic, tema de astăzi. Salut, Marin, bună seara, prieteni! Ar trebui să ne intereseze pentru că la nivel național o facem de peste 70 de ani. Vom discuta despre planul pădurii, cum avem grijă de pădure, în traducere, și spun că o facem de peste 70 de ani la nivel național, dar în unele locuri din țară, precădere nordul Bucovinei, dar și o parte din Transilvania, chiar de pe la 1890, așa numitul amenajament silvic. Un plan de management în traducere, un plan de urmat pentru pădurile noastre, un plan la care multe țări din Europa visează, pentru că nu au avut, vor să facă, vor să introducă acest concept de long-term forest management, ceea ce la noi în România, prin amenajamentele silvice, se întâmplă acest fapt. Și mă bucur mult că al nostru prieten Gabi Oltean ne va furniza o prezentare, sper eu, cât mai digerabilă. Dacă nu va fi digerabilă, punem sare ca să spargem celula peretelui celular. Așa, Gabi, îți dau cuvântul. Te rog. Bună seara, Mihai. Bună seara, Marin. Bună seara tuturor. Îți mulțumesc pentru invitație și pentru că mi-ai dat ocazia pentru a doua oară să particip la conferințele organizate de Plantăm Fapte Bune în România. Chiar mă uitam când am pregătit această prezentare că s-au scurs 2 ani de la ultima mea apariție și chiar mă gândeam că e un moment prielnic să intervin sau să actualizez anumite chestiuni. În momentul de față sunt inginer silvic în cadrul companiei SC Terra Rosa Proiect SRL, companie înființată undeva prin anul 2007. La început a avut activitate principală în domeniul amenajării silvice, motiv pentru care prezentarea din această seară se va concentra pe ceea ce este amenajamentul silvic. Dar de-a lungul timpului s-a diversificat și în momentul de față face de la proiecte de împăduriri, la evaluări de mediu, cadastru și alte chestiuni legate de pădure. Chiar vă invit să intrați pe site-ul acestei aterarosaproiect.ro. În cadrul acestei companii facem amenajamente silvice, realizăm amenajamente silvice pentru proprietari privați de pădure, dat fiind reglementările din codul silvic care dau realizarea, elaborarea amenajamentelor silvice din proprietatea statului, pădurilor din proprietatea statului către Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin-Drăcea, restul proprietarilor privați putând să aleagă cu cine își realizează amenajamentele silvice. Aceste companii care realizează amenajamente silvice sunt atestate de către minister și obțin autorizație în baza cărora funcționează. Bun, acum intrând în tema propriu-zisă, amenajamentul silvic. Și am zis eu să fie ca ceva care să vă agațe pe voi cei care urmăriți aceste conferințe, Biblie sau doar un ghid. Biblie în sensul că încă de pe băncile facultății și ulterior din experiența de la Ocol, te duceai în birou și scoteai dita mai cărțulia. Nu am unul aici bună să vă arăt, dar am niște poze.
Dita mai cărțulia care arăta a Biblie și totdeauna era amenajamentul silvic la care făcea toată lumea referire, ce se întâmplă aici, ce se întâmplă acolo, să scoatem amenajamentul silvic, să vedem ce ne spune. Din acest punct de vedere, este privit, era și încă este privit ca o Biblie. Dar în același timp, în momentul în care începi să înțelegi ce se află în spatele lui și cum ajunge să fie pus în mâinile celor proprietarului de pădure și a celor de la Colul Silvic care îl vor utiliza efectiv, vei realiza că nu putem face chiar această comparație cu o Biblie și nu îl putem lua ca atare. Și iar sper ca până la sfârșitul prezentării să vă conving sau să vă arăt motivele pentru care spun acest lucru. Să luăm pas cu pas. Prima dată, ce este amenajarea pădurilor, ce este amenajamentul silvic? Și aici am intrat direct la sursă, în Codul Silvic, legea 46/2008, care spune că amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punct de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc și este acreditat de dezvoltare tehnologică. Acum, dacă analizăm această definiție, iarăși tragem concluzia că acest amenajament silvic înglobează și încearcă să facă referire la toate problemele și toate funcțiile pe care le are o pădure. Cele ecologice, cele economice, pentru că până la urmă silvicultura este o activitate economică, și bineînțeles cele sociale în funcție de specificul fiecărei proprietăți. Amenajamentul silvic este documentul în sine, hârtia în sine, care este elaborat în urma activității de amenajare a pădurilor. Și după cum spune Codul Silvic, este studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic. Iar avizarea elaborării și aprobării acestea se fac de către Comisia Tehnică de Avizare pentru Silvicultură. Veți vedea că, bun, exact ce vorbeam cu Mihai, mi s-a dărâmat pandramaua. O secundă, vă rog. Așa, exact ce spuneam, veți vedea pe parcursul prezentării că elaborarea și aprobarea unui amenajament silvic este un proces îndelungat, trece prin foarte multe etape și multe filtre care ar trebui să se asigure sau să aducă la adevărul tehnic informațiile care sunt cuprinse în acest amenajament silvic. Informații care vizează au caracter tehnico-organizatoric. Organizatoric veți vedea pentru că prin amenajarea pădurilor se face organizarea teritoriului. Tehnic pentru că vom vorbi despre volume, suprafețe, soluții tehnice, ce lucrări se vor face în fiecare subparcelă, în fiecare unitate amenajistică. Juridic pentru că totul pleacă de la natura juridică a proprietății. Astfel, din punct de vedere juridic, trebuie să ne asigurăm de faptul că pădurea care face obiectul amenajamentului, amenajării, nu este în niciun litigiu, iar dacă este într-un fel de litigiu juridic, să fie semnalată ca atare. Economic, aceasta cred că este mai degrabă o reminiscență a trecutului, întrucât nu se fac neapărat referiri economice care să ajungă la lei, ci am putea să o legăm de faptul că în amenajament găsim tot felul de volume. Volume care automat se leagă de bani. Astfel, dacă analizăm iarăși strict după definiția de la lege, tragem concluzia că cu adevărat amenajamentul silvic este o Biblie. Biblie care, un aspect important pentru majoritatea pădurilor din țară, este valabil 10 ani. Adică pentru o suprafață de pădure, un amenajament odată făcut este valabil 10 ani. Ulterior, la fiecare 10 ani, este reînnoit. Ce este efectiv amenajamentul? Și aici
ca să fie ușor de apucat această noțiune, pot spune că este o descriere cantitativă și calitativă a pădurii. Cantitativă pentru că măsurăm ce este acolo, măsurăm suprafețe, măsurăm diametre, măsurăm înălțimi, ca ulterior să obținem volume. Pe baza și calitativă pentru că faci niște precizări cu privire la starea de sănătate a pădurii, calitatea lemnului într-o oarecare măsură a calitatea lemnului din pădurea pe care o studiez. Iar în baza acestor informații, cantitative și calitative, propui niște soluții tehnice, am spus acolo, de recoltă sau de conservare. Vom intra mai multe detalii cu privire la aceste aspecte. Tot pe baza informațiilor colectate din teren, cantitative și calitative, se calculează o serie de indicatori tehnici. Iar odată cu parcurgerea terenului și colectarea celor informații cantitative-calitative, se face și o cartografiere a pădurii. Asta înseamnă că mă plimb cu GPS-ul prin pădure. Și colectez puncte de-a lungul traseului, puncte GPS în baza cărora voi realiza hărți. Hărți precum aveți una chiar aici. Voi face o descriere mai amănunțită a acestei hărți, în care vedeți linii de diferite culori, cifre, litere, tot ce aveți acolo. În baza acestor informații avem în principal două produse. Unul este amenajamentul, care iarăși este cărțulia aia pe care o găsiți în fiecare ocol silvic, la fiecare proprietar de pădure. Ce am uitat să precizez e că elaborarea unui amenajament silvic este obligatorie pentru proprietarii de pădure care au mai mult de 10 hectare. De regulă, dacă ai 10 hectare, trebuie într-un fel sau altul să te asociezi cu alți proprietari de pădure pentru a avea minim 100, astfel încât să fie fezabilă realizarea unui amenajament silvic, și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere economic. Deci, ca produse avem amenajamentul în sine, cărțulia asta de 10 sau 100 de pagini, în funcție de complexitatea pădurii și de suprafața acesteia. Iar al doilea aspect important este harta, sau harta generală și hărțile speciale care se întocmesc odată cu realizarea amenajamentului. Bun, acum să luăm elementele la care am făcut referire până acum, să le luăm pe rând. Organizare teritorială. Suprafața de pădure care face obiectul unui amenajament se numește unitate de producție. Acum, aceasta poate avea suprafețe de la 100 până la 1000, 2000, 3000 de hectare. În trecut, în perioada anilor 50-60, când s-au întocmit primele amenajamente în țara noastră, dat fiind faptul că tot fondul forestier se afla în proprietatea statului, aceste unități de producție, hotarele acestor unități de producție erau pe bazinete, bazine mai mari, mai mici, în funcție de cum se potrivea în jurul localităților sau cum era efectiv natura terenului. Acum, în schimb, marea parte a unităților de producție se mulează pe limitele de proprietate ale fiecărui proprietar, astfel încât dacă, de exemplu, pe o vale ai 2-3 proprietari, dintre care tu lucrezi doar cu unul dintre ei, unitatea ta de producție va fi doar pădurea care se află în proprietatea respectivului și care nu va ocupa tot bazinetul. Aici aveți o hartă generală a unei unități de producție. Nici nu știu de unde să încep. Avem mai multe elemente care se regăsesc până la urmă pe orice hartă. Avem informațiile generale cu tipul hărții, suprafața care face obiectul amenajării, denumirea UP-ului. Această unitate de producție la care am făcut referire în practică se prescurtează în UP, de la unitate de producție, proprietarul, locația,
cine a participat la elaborarea hărții și a întregului proiect de amenajare, proiectantul, firma proiectantă. În colțul din dreapta sus avem legenda încărcată cu toate informațiile necesare pentru a putea citi această hartă. Semnul care indică nordul. Tot aici jos, în colțul din dreapta jos, avem scara. Majoritatea hărților amenajistice sunt realizate la scara de 1 la 20.000. Dacă permite terenul și dacă suprafața nu este foarte mare, se pot realiza și 1 la 10.000 conform noilor reglementări. Din capul locului, ca să nu vă mai induc în eroare, ceea ce vedeți cu verde pe aici e fond forestier, dar care aparține altor proprietari. Așa, și în colțul din stânga sus și dreapta jos avem două insulițe sau nu știu, medalioane, cum se numesc, care reprezintă suprafețe de pădure, ce fac parte din această unitate de producție, dar care geografic nu s-au putut reprezenta alăturat cele hărții mari, astfel încât ele au fost puse separat, dat fiind că sunt mai departe față de trupul principal de pădure. Acum, în trupul principal de pădure, limita proprietății o avem reprezentată cu această culoare mov. Dar cred că voi face aceste precizări undeva mai încolo, unde am o hartă mai în detaliu. Avem văile principale, pâraie, care sunt în zona de munte cel puțin elemente definitorii ale terenului, pâraiele, culmile, iar de-a lungul acestora se formează ceea ce vom vedea mai târziu că sunt parcelele. Parcela care îi reprezintă diviziunea cu caracter permanent a fondului forestier formată în cadrul unități de producție. Aici puteți face o oarecare asociere cu tarlarele din cadastru, cred, dacă funcționează așa ceva. Ideea este următoarea. Parcela trebuie să urmărească limite naturale, cum am zis, pe firul văii. Deci avem apa, pârâul care curge, iar limita de parcelă trebuie să meargă pe acest pârâu, iar deasupra trebuie să meargă pe culme. Acum este chiar un exemplu bun ce avem aici, pentru că avem pârâul, partea asta avem culmea. După cum vedeți, în cazul de față, parcela mea merge până la mijlocul culmii, ceea ce arată faptul că proprietatea de pădure a celui căruia i-am făcut amenajamentul aici ține până la mijlocul versantului și nu merge până sus la culme, astfel încât parcela ta în cazul de față se oprește unde spune limita de proprietate și nu unde ar fi culmea. Limita de proprietate, care aici avem în detaliu, este această linie MOV. Avem parcelele delimitate cu această linie întreruptă cu punct, iar în interiorul parcelei avem o linie continuă mai subțire care delimitează sub parcelele. Ce iarăși este definitoriu pentru organizarea teritoriului sunt aceste semne de Mercedes, care sunt bornele silvice cu un număr asociat fiecăruia. Nu, bornă care nu ar trebui să-și mute locul de-a lungul anilor și nici numărul să-și schimbe, astfel încât să fie punct fix la care să se poată face referire în orice moment. Iar în interiorul a ceea ce vedeți aici ca fiind parcelă, avem cu numărul îngroșat numărul parcelei, în cazul de față parcela 16, parcela 15, iar aici avem parcela 14. În fiecare parcelă, pe hartă, dacă permite spațiu, se mai includ alte detalii cu privire la ceea ce avem în parcela respectivă. Acele detalii fac referire la speciile de copaci și arbori care cresc acolo. În cazul de față, în parcela 16 avem 10 molid, la fel și în parcela 15, la fel și în parcela 14, fie că e A, fie că e B, avem 10 molid, ceea ce asta în zona montană cel puțin simplifică mult viața, pentru că ai molid și poate câteva parcele cu altceva. Sub acest
Molidul MO reprezentând simbolul sau prescurtarea pe care o utilizăm în mod practic pentru a vorbi de molid. Bradul, de exemplu, este BR, fagul e FA și așa mai departe. Stejarul ST. Sub acest 10 molid avem încă o serie de numere care ne dau mai multe informații. Avem acest 60, liniuță 0,9, liniuță 2. 60-ul reprezintă vârsta arboretului, vârsta arborilor care sunt în parcela 16. În caz de față este de 60 de ani. 0,9 reprezintă consistența. Consistența fiind gradul de închidere a coronamentului. Adică dacă te duci în mijlocul pădurii și te uiți în sus, din tot ceea ce vezi, cât la sută e pădure, cât la sută e frunză și cât rămâne spațiu gol. Bineînțeles că această consistență poate varia foarte mult într-un arboret, oricât de omogen ai încercat tu să-l faci sau să-l creezi. Și este o estimare, este o apreciere subiectivă, care într-un fel sau altul ar trebui cumva înlocuită pentru a deveni un indicator cuantificabil și un indicator obiectiv, care chiar să poată fi utilizat și să poată fi măsurat de oricine. Și să poată fi replicat pentru a ajunge la aceeași valoare, să nu rămână la latitudinea operatorului, dar mai vom mai discuta pe finalul prezentării și de aceste vulnerabilități în tot ce înseamnă descrierea pădurii. Da, deci avem vârsta, avem consistența care ne spune despre gradul de închidere a pădurii și avem această cifră 2, care după cum văd este 2 la toate unitățile analistice de aici, care reprezintă clasa de producție. Clasa de producție care merge de la 1 la 5, 1 fiind cea mai bună, 5 fiind cea mai rea. Clasa de producție însemnând cât de bine crește pădurea acolo. 1, clasa de producție 1, pădurea crește foarte bine, clasa de producție 5, pădurea crește mai rău. Și crește mai rău din cauza, în principal, a condițiilor staționale, ca să o păstrez în jargonul specific, din cauza solului, climei, alte condiții de mediu care îngreunează creșterea. Dacă, de exemplu, ești undeva în limita de subalpin, acolo cu siguranță pădurea crește mai greu din cauza, în principal, a temperaturilor scăzute, a sezonului scurt de vegetație și atunci, cu siguranță, acolo nu vei găsi o clasă de producție superioară, 1-2, cel mult mijlocie spre inferioare. Dar în cazul de față, suntem într-o zonă montană, undeva la 900-1000 de metri altitudine, unde îi place molidului, crește bine, avem clasa de producție a doua pentru toate arboretele. După cum vedeți aici, tot ceea ce am pus pe harta asta, 60 de ani, 60 de ani, 60 de ani, cu excepția acestei subparcele de aici, și imediat fac referire și la subparcele, unde avem 110 ani. În schimb, consistența e variabilă, să zicem, dintr-o parte în altă, 0,9, 0,8, 0,9, 0,7. Ce puteți observa din start aici este că pădurea de 60 de ani are o consistență normală, să zicem, undeva de la 0,9 la 0,8, pe când cea care este deja la 110 ani, consistența începe să scade, ceea ce se poate traduce prin faptul că se sparge coronamentul, adică pădurea a ajuns la stadiul de codru bătrân, matur, în care deja încep să se vadă, să se simtă procesele de degradare, mai cade cât în arbore, îl mai rupe vântul, mai în cazul molidului intervin atacuri de ipide care mai usucă câte un grup, câte un pâlc de arbore, astfel încât coronamentul se sparge, scade consistența și odată cu asta se declanșează procesul de regenerare. Astfel încât eu, ca inginer proiectant, în momentul în care mă duc în pădure și parcurg această parcelă, observ faptul că a început procesul de regenerare, avem ochiuri pâlcuri de semințiș, coronamentul a început să se spargă, iar eu din toate aceste elemente trag concluzia că acea pădure trebuie încet regenerată. Ca soluție tehnică, asta înseamnă că îi vom stabili un tratament și va intra în planul decenal de recoltare.
Bun, deci eram la unitatea de producție care am stabilit că este suprafața pe care se realizează amenajamentul. Parcela reprezintă diviziunea cu caracter permanent, care nu ar trebui să se schimbe. Singurele motive pentru care se poate schimba o parcelă e când se schimbă natura proprietății sau se schimbă proprietarul, astfel încât o parcelă poate fi tăiată în două, trei, în câte suprafețe se retrocedează sau către câți proprietari se retrocedează. Acum, nu este obligatoriu, dar de cele mai multe ori o parcelă, dat fiind faptul că parcela se stabilește pe limite naturale, cu râu, vale, culme și așa mai departe, în interiorul parcelei avem subparcele. Subparcele care se înființează sau se stabilesc pentru a crea o suprafață de pădure omogenă. Și omogenă, vedeți acolo pe ecran, omogenă din punct de vedere stațional, biometric, funcțional și ce am mai pus aici că nu văd. Așa. Stațional înseamnă condiții de mediu, adică de principiu are același sol, aceeași climă, bineînțeles că pe suprafața așa de mică clima nu poate varia. În principal solul. Aici un factor important este panta terenului. De exemplu, dacă ești pe un versant și la început versantul are o pantă lină de, știu eu, 20 de grade, iar de la un punct acea pantă se rupe și devine de 36 de grade, automat că la acea rupere de pantă tu vei stabili limita unei subparcele, partea de la vale fiind o subparcelă cu panta de 20 de grade, iar cea de la deal o subparcelă cu panta de 36 de grade și am ales expres 36 de grade pentru că în funcție de această pantă, de exemplu, dacă depășești 35 de grade, normele tehnice din silvicultură îți interzic anumite lucrări, pentru că panta fiind atât de mare, riscul de eroziune și orice alte probleme care pot interveni este mult mai mare. Exploatarea se poate face mult mai dificil. Deseori, aceste pante mari sunt asociate și cu foarte multă rocă, astfel încât o eventuală regenerare a pădurii și regenerarea artificială este dificilă. Chiar eram, acum vreo două săptămâni, eram într-o suprafață de pădure, într-o parcelă, în care, vă spun sincer, dacă era să bat un țăruș, nu îl puteam bate, ci mai degrabă îl sprijinam cu pietre. Automat, se vede cu ochiul liber faptul că în această parcelă vei fi limitat în ceea ce poți face acolo sau chiar să nu poți face nimic. Devine ceea ce numim noi SUPM, adică SUP de la subunitate de producție. N-am mai trecut-o aici, avem unitatea de producție care se împarte în mai multe subunități de producție, dar mă opresc aici. Și devine celebrul SUPM, adică subparcele care intră în conservare. Bun, deci omogen din punct de vedere stațional, biometric strict de dimensiuni ale arborilor, ca să zic așa. Adică în momentul în care ești într-o subparcelă și te uiți în jur, trebuie să vezi cam același lucru. Adică arbori de diametre similare cu o oarecare variație, bineînțeles că nu vei găsi doi la fel, dar să nu fie de la mici până la mari, cu excepția codului grădinitor în care chiar asta urmări. Funcțional, acea subparcelă trebuie să îndeplinească aceeași funcție pe întreaga ei suprafață. Adică dacă suntem într-o pădure de lângă un oraș, cu siguranță că principala ei funcție va fi o funcție socială, funcție de recreere, astfel încât subparcela respectivă va avea pe toată suprafața funcția de recreere. Dacă suntem într-o zonă mai îndepărtată unde principalul scop este acela de producere a lemnului, automat subparcela respectivă va avea ca funcție producerea lemnului, funcție de producție. Gabi, o întrebare scurtă acum pe pagina de Facebook. Apropo de țăruș. Păi, îi dau citire precum e scrisă. Păi, și ai mai inventariat-o dacă nu intra țărușul? N-am mai inventariat-o, nu. Chiar am zis că dacă mă pune ceva să inventariez țărușii, chiar de asta făceam referire la țăruș, pentru că în momentul în care faci inventariere ar trebui să amplasezi niște țăruși pentru a arăta centrul suprafeței de probă, dar
automat după ce am parcurs, am văzut panta, am văzut roca la suprafață și cât de grele erau condițiile staționare și am zis că acolo nu, acolo nu face nimic. Am delimitat unde am văzut eu că se rupe panta și nu mai avem atâta rocă la suprafață. De acolo la deal intră în conservare și numai ne uităm la pădure, lăsăm să crească de principiu. Așa că n-am mai inventariat-o acolo. Bun, acum revenind la harta la care ne uitam mai înainte. Cum am zis, am trei parcele pe harta asta. 14, 15 și 16. 15 și 16, vedeți că în interiorul lor nu avem nicio altă liniuță, nimic. Deci 15 pleacă din borna 92, 91 bis, 234, 94. Deci asta este parcela 15. Pe suprafața ei nu am putut identifica vreun arboreț sau vreo subparcelă care să poată fi separată și să constituie o subparcelă. În schimb, în parcela 14, parcela 14 care pleacă din 92, 93, 89, vine la colțul ăsta sus, 91 bis, vedeți că este tăiată aproximativ în două. Și dacă vă uitați la cele două detalii din cele două subparcele, subparcela A și subparcela B, pentru că așa se denumesc ele, deci în 14 avem 14A și 14B, veți vedea că ambele au 10 molit. Deci în ambele avem pădure de molit. În schimb, din start, vedeți faptul că aici fiind vale, o să fac referire că în partea de la vale avem pădure de 110 ani, în schimb, în partea de la deal avem pădure de 60 de ani. Astfel încât motivul pentru care am tras această linie aici a fost să separ cele două arborete, cel de 110 ani de cel de 60 de ani. Trasul acestei linii aici nu este atât de simplu precum o vedeți aici pe hartă. Sunt câteva sute de metri aici care trebuie străbătuți, trebuie analizat arboretul pentru a vedea că de aici te duci la vale, te duci înainte, te duci la deal și ce se întâmplă. Iar aceste linii sunt trasate tocmai cu ajutorul punctelor pe care le colectăm de-a lungul traseului, de-a lungul limitei amenajistice cu GPS-ul. Da. Bun. Dacă tot am vorbit de aceste limite amenajistice, avem o serie de semne amenajistice pentru cei cărora le place să se plimbe prin pădure și poate în afara traseelor turistice marcate. Veți întâlni cu siguranță tot felul de vopsele roșii în general prin pădure. Vopsele care fie sunt în picioare, fie sunt culcate, fie sunt în jurul arborelui cu totul. Voi încerca să vă clarific care ce înseamnă. Avem limite de proprietate care, în esență, cel puțin în cazul de față, se substituie cu limita unității de producție. Limita de proprietate, de cele mai multe ori, odată strict juridic, cade în sarcina proprietarului. Adică eu, ca amenajist, nu mă pot duce să stabilesc cuiva limita de proprietate. Nu am calitatea necesară și nu îmi pot asuma acest rol. Limita de proprietate și conform codului silvic este strict responsabilitatea proprietarului. Până la urmă este și normal, pentru că proprietarul de pădure este cel care ar trebui să fie responsabil de proprietatea pe care o are și măcar atât ar trebui să știe limita unde vine. Veți vedea, sau pentru cei care lucrează în silvicultură, veți vedea faptul că de multe ori acest lucru nu se întâmplă și orbecă-i prin pădure căutând de mână cu proprietarul limita, că e pe aici, că e mai la stânga, că e mai la dreapta. N-ar fi o problemă, poate că e un metru, doi în stânga sau în dreapta, dar când ajunge într-o pădure de 100 de ani și un metru, doi înseamnă un copac în plus sau minus, atunci deja devin lucrurile interesante și se complică un pic situația, pentru că se poate calcula în bani. Aceste limite de proprietate sunt de regulă semnalizate prin niște litere H, litere H vopsite pe arbori,
sau cei care au fost mai interesați chiar și-au pus niște tije metalice, stâlpi metalici care să reprezinte limita de proprietate. Am tot căutat, dar chiar nu am avut o poză cu un asemenea haș făcut pe arbori. Avem limitele parcelare și limitele subparcelare. Aici v-am pus o fotografie cu un arbore care are mai multe limite pe el. Linia asta ce o vedeți în picioare, undeva la 20, 25, 30 cm lungime și vreo 5, 7, 8 cm lățime, este o limită parcelare. Adică, dacă eu mă plimb așa prin pădure pe aici, dacă urmăriți cursorul mouse-ului, și trec peste linia asta, cu siguranță dacă mă uit la vale sau la deal, ar trebui să văd niște I-uri din astea, care reprezintă limita aceasta parcelară pe teren. Când ajung în plimbarea mea prin parcela din parcela 16, mă duc în parcela 15 și ajung chiar în punctul acesta. Punctul acesta de unde pleacă limita asta de subparcelă din 14, care împarte 14 în două, A-ul de la vale și B-ul de la deal. Ei, în acest punct voi găsi chiar un arbore din ăsta. Un arbore inel, care are pe el limita de parcelă, limita dintre 15 și 14, dar din acest arbore pleacă limita aceasta de subparcelă. Limita de subparcelă care este o linie orizontală, ceva mai scurtă decât limita asta parcelară. Și dat fiind că pleacă din acest punct, pe acest arbore facem un inel. Adică vopsim de jur împrejur această bandă roșie. Și acesta îl numim inel. Și atunci știm că din acest punct, pleacă această limită amenajistică care îmi împarte mie 14-le în A și B. Dacă urmăm traseul din traseul acesta de pe hartă, din, spune cartea, din distanță în distanță, vom vedea tot linii din astea orizontale vopsite, dar fără inelul respectiv. Iar regula generală este că orice arbore vopsit pe o parte, cu siguranță este vopsit și pe partea cealaltă. Iar locul unde e vopsit această limită sau limita parcelară în picioare, îți indică direcția în care să te uiți pentru următoarea limită. Pentru că aceste limite ar trebui vopsite astfel încât din punctul în care te afli, să o vezi pe următoarea. Ceea ce de multe ori în practică este dificil, pentru că într-o pădure tânără, de exemplu, chiar n-ai cum să vezi și chiar nu poți să te apuci să vopsești din 10 în 10 metri ca să chiar să vezi dintr-o limită să vezi pe cealaltă. Dar sunt situații, cum sunt pădurile acestea de 60, 70 până la 90, 100 de ani, în care dacă coronamentul este închis și nu s-a dezvoltat prin surba arboreț sau semințiș puternic, vei vedea foarte ușor aceste limite și partea pe care este vopsită limita îți dă direcția în care să te uiți pentru următoarea limită. Deci acest lucru este foarte, foarte important. Mă scuzați. Vedeți faptul că în locul în care se intersectează o limită din asta parcelară cu limită de proprietate sau cu altă limită parcelară, avem semnul ăsta de Mercedes cu număr asociat. Aceasta este o bornă silvică. Care bornă silvică, în teren, cum am spus, are un caracter permanent, astfel încât aici vedeți chiar una făcută ca la carte dintr-un bloc de beton, care are conturul făcut cu roșu, iar în interior, în cazul ăsta, este chiar cioplit cu dalta conturul numărului bornei în beton, astfel încât să se vadă, iar pe deasupra este dat cu roșu ca să o vedem. Deci aici avem borna numărul 282. În dreapta avem o imagine mai de ansamblu, pentru că această bornă de piatră, bornă de piatră sau de beton, reprezintă chiar locul în care ar trebui să fie borna respectivă, dar pentru a fi ușor de văzut în teren când mergi prin pădure și cauți asemenea bornă, ea se vopsește pe cel mai apropiat arbore la modul acesta. Dacă înainte aveam un singur inel din ăsta roșu, în cazul de față când avem o asemenea bornă, avem două inele roșii care intercalează un inel alb. Iar de desubt avem oglinda bornei, care este un chenar din ăsta roșu cu fundal alb, pe care e scris, în caz de față, mai multe numere. Avem UP 2 Roman. UP deja știm că înseamnă unitate de producție, 2 Roman este numărul unității de producție,
deci știm că suntem în UP2 și ne aflăm la Borna 18. Dacă se întâmplă să avem o hartă în mână, putem ști exact locul în care ne aflăm. Dacă nu, când ajungem la cel mai apropiat ocol silvic, te duci, arăți o poză și zici, uite, pe aici m-am plimbat, poți să-mi arăți pe unde sunt. Dacă sunt oameni de treabă, îți vor arăta. Vedeți că această bornă martor, cum se numește ea, vopsită pe arbore, avem și piatra jos. Aici, dacă am avut o piatră sau un picior de beton care reprezintă borna, în cazul de față este doar o piatră. Ideea e că trebuie să folosești ceea ce ai la teren, pentru că nu de multe ori îți permiți să cari blocuri de beton după tine prin pădure ca să amplasezi borne, astfel încât te folosești de ce ai la fața locului. Aici foarte frumos vopsit pe o piatră care avea o față dreaptă, același lucru, UP2, borna numărul 18. Ajung la un element important, definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă amenajare. Și anume unitatea amenajistică. V-am spus mai înainte de parcelă și de subparcelă. Parcelă care are acel caracter permanent, nu se schimbă doar în cazul în care se modifică proprietarul pădurii sau se împarte parcela mai mulți proprietari. Și subparcela, care în caz că este necesar, o parcelă o împărțim în cazul fericit în două. Am avut parcele pe care le-am împărțit până la O. Adică tot atelitele alfabetului de la A până la O. Deci cazul ăsta e fericit, de la A la B. Iar unitatea amenajistică este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor și planificarea și executarea lucrărilor silvice. Aceasta poate fi parcela, dacă nu este spartă în mai multe subparcele, sau subparcela. Și atunci, în ce avem aici, putem spune că parcela 16 este unitatea amenajistică 16, parcela 15 este unitatea amenajistică 15, în schimb, în 14 avem unitatea amenajistică 14A și unitatea amenajistică 14B. Aceasta, cum am precizat la subparcelă, trebuie să fie omogenă, iar regula generală este că nu ar trebui să fie mai mică de jumătate de hectar. Asta pentru considerente practice, pentru că în momentul în care ești în pădure și faci prea multe mărunțișuri pe acolo, deja devin, nu mai sunt practice și pierzi timpul degeaba și nu mai ești pragmatic pentru nevoile actuale. Și în general, pentru orice nevoie, că nu suntem la farmacie, cum este o vorbă generală. Da, deci avem unitatea amenajistică. Și această unitate amenajistică este importantă pentru că din ea pleacă tot ceea ce e amenajamentul silvic. Oricărei unități amenajistice îi este asociată o descriere parcelară. Și acum revin la ceea ce spuneam la început legat de amenajamentul silvic, că este o descriere cantitativă și calitativă a unității amenajistice. În imaginea de pe ecran aveți un extras dintr-un amenajament, o descriere parcelară pentru parcela 65A. Parcelă care are 10,9 hectare, grupa funcțională, că vorbeam de funcție mai înainte, SUP-ul, mai multe detalii în care nu știu dacă are rost să intru, adică tip de stațiune, tip de pădure, tipul de sol, poziționarea pe versant, expoziția, poate e interesant acest aspect pentru că îl poate vedea oricine. Expoziția este fața către care se arată versantul respectiv, adică aici este expoziție sudică, ceea ce înseamnă că o bate soarele toată ziua, asta e ca un element principal, înclinarea, panta despre care vorbeam, altitudinea pe care se întinde această unitate amenajistică, compoziția actuală. Compoziția, revin la ceea ce vă arătam în această hartă, unde spune că avem 10 molit. Asta se numește compoziție. Totalitatea speciilor care se regăsesc în acea parcelă sau subparcelă, respectiv unitatea amenajistică. În această subparcelă 65A, compoziția actuală este de 8 molit 2 brad. Asta înseamnă că pe cele 10,9 hectare, 80% e molit, 20% este brad. Mai multe detalii aici care nu sunt relevante, nici nu sunt trecute.
În partea dreaptă avem descrierea cantitativă. Vedeți că avem molid, brad, molid. Cum am spus, MO reprezintă prescurtarea pentru molid, BR pentru brad. Proporțiile. Acest PRP înseamnă proporții. Molid 2, brad 2, molid 6. Vedeți că din molid avem două tipuri de molid. Avem un molid mai bătrân, de 110 ani, și un molid mai tânăr, de 80 de ani. Astfel încât el în compoziție se regăsește ca fiind 80% molid, dar din acel 80%, 60% de 80 de ani, 20% de 110 ani. Dacă îmi permite să fiu răutăcios, nu mă întrebați cum e stabilită această vârstă, că nu prea a stat nimeni să iasă numere inelele anuale, dar de regulă te iei după diametrul arborului, care poate nu e cea mai bună metodă, dar problema principală a reprezentat-o prin anii 50, când se făceau primele amenajamente și chiar umblai în păduri neumplate. Și acolo trebuia să vii cu să dai o vârstă pădurii. În schimb, în momentul de față, când eu mă duc într-o suprafață care a fost amenajată anterior, bineînțeles că văd vârsta anterioară și de acolo adaug 10 ani și obțin vârsta actuală, astfel încât nu e o mare problemă. Iar cu atât mai ușor este când ajungi în suprafețe care sunt proaspăt plantate, acolo automat îți dai seama de vârsta puieților și poți să treci aici. Da, deci avem vârsta, avem diametru și înălțimea. Diametru în centimetri, înălțimea în metri, diametru mediu și înălțimea medie. Clasa de producție de care vă vorbeam mai devreme și mai interesant este acest volum. Volum care e pe două coloane, volumul metri cub la hectar, cât avem la hectar și cât avem în total pe întreaga suprafață a unității amenajistice. Adică dacă am 111 la hectar, 111 ori 10,9 ori această proporție îmi dă volumul pe întreaga unitate amenajistică. Și ca exemplu, în parcela 65A pe cele 10,9 hectare avem undeva la 5400 metri cubi de lemn. Spun undeva la 5400 metri cubi de lemn, pentru că chiar dacă vedeți voi aceste cifre aici atât de precise, acestea sunt toate estimări și vin cu un plus minus care variază în funcție de metoda folosită la determinarea volumului. Un aspect important pe care era să-l trec cu vederea este această consistență. Consistență care în momentul în care eu parcurg pădurea și fac o apreciere cu privire la, cum am spus, gradul de închidere a coronamentului, o trec aici ca fiind de la 0, unde nu e pădure deloc, până la 1, unde când mă uit în sus, văd doar pădure. Care de regulă acest 1 îl întâlnim în păduri tinere, păduri tinere în care toate crengile se unesc una cu alta și nu permite nici un pic de lumină să ajungă la nivelul solului. În schimb, în cazul de față, avem undeva la 0,7. Asta înseamnă că dacă mă uit în sus, pe 70% din ce văd e pădure. Gabi, dacă poți să dai frumos înapoi pe descrierea parcelară, pentru că, apropo de plan, încerc să traduc acum într-un limbaj cât mai accesibil. Avem acolo cel puțin trei concepte care se super corelează. Compoziția actuală, compoziția țel și lucrările propuse. În cazul de față, compoziția actuală coincide cu compoziția țel. Dar sunt cazuri în care am o altă compoziție țel, adică față de starea actuală a speciilor pe care le întâlnesc în acea pădure, peste mai mulți ani, de 10, 20, 30 de ani cât or fi, vreau să am o altă compoziție, adică să promovez alte specii mai valoroase pentru pădurea mea. Context în care propun anumite lucrări. Aici, sigur, tăierile de igienă au un impact aproape nesemnificativ asupra pădurilor, de cel mai multe ori, context în care păstrez această compoziție actuală și în compoziția țel. Nu știu dacă ai un alt exemplu care să am o altă compoziție. Nu l-am la îndemână, dar este foarte bună observația ta. Mai e un aspect aici care l-aș menționa și vârsta. Dacă legi compoziția actuală de vârstă, în momentul de față avem 80% molid, 20% brad, dar vârsta este de 80 de ani. Ei, la vârsta asta deja este greu să mai vii să faci modificări în compoziția țel. În schimb, dacă, de exemplu, suntem într-o pădure tânără de 10 ani
Și, ca în orice pădure tânără, avem de toate pe acolo. Acum eu voi face strict referire la zona montană care mi-e mai familiară. Avem molid plantat, mai plantăm niște larice, poate mai crește niște brad și vreun fac. Dar cu siguranță o să avem salce căprească, o să avem mesteacă, o să avem plop tremurător, care cresc natural și slavă Domnului că cresc. Ei, acelea se vor regăsi în diverse proporții aici. Adică pot să am 6 molid, 2 larice, un stoc, adică o salce căprească și un mesteacă. Ei, la parcela respectivă, compoziția țel va fi de 8 molit 2 larice. Pentru că eu, cu timpul, voi vrea ca să elimin salcea căprească și mesteacănul. Eliminând aceste două, automat voi crește proporția celorlalte specii, pentru că vor ocupa restul locului rămas liber după tăierea acestora. Ei, și în cazul respectiv, la lucrări propuse, nu voi mai avea tăierigie, nu voi avea posibil degajări sau curățiri, în funcție de starea arboretului. Ei, și în modul ăsta dirijăm compoziția pădurii. Foarte, foarte bună observație, Mihai, chiar mulțumesc. Bun. Etapele realizării amenajamentului. Aici intrăm iarăși în partea birocratică. Cu un an înainte a expirării amenajamentului actual în vigoare, se face, bineînțeles, se încheie contractul cu firma de amenajare și primul pas este conferința întâi de amenajare. Conferința întâi în care se analizează în principal problemele juridice legate de suprafața în chestiune și orice alte aspecte inițiale relevante pentru lucrarea următoare. De asemenea, se analizează tema de proiectare care are elemente ce țin sau ce arată modul în care s-a aplicat amenajamentul anterior, adică în cei 10 ani dinainte ce s-a făcut din ceea ce s-a scris. Se face conferința întâi, după care se dă liber la parcurgerea terenului și la parcurgerea terenului voi avea mai multe, un slide cu mai multe informații, dar acolo colectăm date de diametru, înălțime, consistență, vopsim limitele pe care bine le-am relatat înainte, luăm puncte cu GPS-ul, astfel încât să avem toate elementele necesare pentru a stabili soluții tehnice și a face acea descriere cantitativă a pădurii. Când spun soluții tehnice, mă gândesc la lucrarea care urmează a fi executată. Dacă, de exemplu, mă duc într-o suprafață în care nu am nimic și vreau să fie pădure, acolo voi propune să se execute împăduriri. În funcție de condițiile staționale, condițiile de mediu, voi stabili compoziția. Adică plantez molit, plantez larice, plantez stejar, plantez anin sau ceea ce ar putea crește acolo. După parcurgerea terenului și efectuarea recepției lucrărilor de teren, se organizează conferința a doua. La momentul realizării conferinței a doua, deja amenajamentul e pe jumătate gata. E gata în partea tehnică, pentru că deja toate detaliile tehnice ale unităților amenajistice sunt stabilite, la fel ca și soluțiile tehnice. Facem evaluarea de mediu, iar la final totul se termină cu eliberarea ordinului de ministru prin care se aprobă amenajamentul și acesta intră în vigoare pentru următorii 10 ani. Ei, vedeți că aceste etape sunt destul de îndelungate, adică dacă fac conferința întâi, terenul îmi ia vreo lună, deci întreg procesul undeva durează la un an. Asta cu evaluarea de mediu este un pic mai greoaie și pe urmă ordinul de ministru, dar undeva un an de zile cu siguranță durează până ai un amenajament aprobat, gata de a fi utilizat. La culegerea datelor din teren folosesc toate informațiile pe care le pot obține. Folosesc informațiile din amenajamentul vechi, pe care bineînțeles că le compar cu ceea ce văd efectiv în pădure. Și culeg elementele de descriere parcelară la care ne-am uitat înainte. Cum am spus, diametru, înălțime, consistență. Fac orice alte precizări cu privire la starea arboretului, dacă văd uscări, dacă văd dobărături de vânt sau orice alt dobărături, dacă văd rocă la suprafață, dacă văd vreo rupere de pantă sau orice altceva care iese în evidență. De exemplu, de obicei
cu o oarecare experiență poți să-ți dai seama destul de ușor de elementele importante în orice unitate amenajistică. Cu ocazia parcurgerii terenului, se vopsesc acele limite subparcelare care de fapt îți definesc unitățile amenajistice și unde este posibil se refac sau, și spun refac pentru că iarăși parcela nu ar trebui să se modifice, se refac limitele parcelare. Cu GPS-ul colectăm aceste puncte GPS care ulterior mă ajută să fac harta și un aspect iarăși important să calculez suprafețe pentru că totul este legat de suprafețe și volume. Folosesc, vedeți aici această cârpă cu vopsea roșie pentru că dacă mă uit acum pe degete am vopsea roșie cu siguranță pe undeva pentru că folosim vopsea roșie. Aceasta este o rejansă care mă ajută să măsor diametre astfel încât nu trebuie să port clupa aia mare după mine toată ziua, asta o pun în jurul gâtului, iar în mijloc am ceea ce se numește un hipsometru care mă ajută să măsor înălțimea. Astfel încât mă plimb, vorba vine, prin pădure, pentru că nu e chiar o plimbare pe o potecă. Parcurg terenul, colectez diametre cu rejansa, înălțim cu hipsometru și coordonate puncte GPS cu GPS-ul. Ulterior, după ce am parcurs toate arboretele, toate unitățile amenajistice și am stabilit care dintre acestea vor fi tăiate în următorii 10 ani, voi proceda la inventarierea acestora pentru a stabili volume exacte care vor fi ulterior folosite la calculul posibilității. La birou se prelucrează punctele GPS colectate pentru a stabili suprafețe și ulterior se va face harta. Se calculează volume. Aici nu e neapărat un black box, dar toate datele colectate din teren, adică diametru mediu, înălțime medie și consistență pentru fiecare subparcelă, sunt introduse în programul AS, un program amenajament silvic elaborat, cred că de ICAS sau nu știu exact de la cine e elaborat. Iar acel program îți face acea descriere parcelară pe care ați văzut-o mai înainte. Tu introduci toate elementele, iar ea îți face acestea și îți calculează aceste volume. Iar ulterior, tu, în momentul în care ai o suprafață mare de amenajată, îți însumează toate unitățile amenajistice și îți calculează tot felul de indicatori despre starea pădurii, despre mixul de specii, structura pădurii pe vârste, pe clase de producție, pe clase de calitate și așa mai departe. Un aspect important este întocmirea planului decenal de produse principale și secundare. Plan decenal, după cum am spus, amenajamentul este făcut pentru 10 ani, deci de acolo avem planul decenal, de produse principale și secundare. Produsele principale sunt sau reprezintă lemnul care se va tăia din parcelele în care vrem să regenerăm pădurea. Adică dacă mă duc înapoi la harta mea, 14A, dat fiindcă e la 110 ani, va intra în planul decenal. Asta înseamnă că în următorii 10 ani vor începe tăieri, numite tratamente, care să regenereze pădurea. Deci scopul principal este de a regenera pădurea. Aici avem produsele principale, iar produsele secundare sunt în principal lucrările de îngrijiri care sunt curățiri, rărituri. De exemplu, în aceste parcele de 60 de ani, cu siguranță vom face încă o răritură și iar acestea vor intra în planul decenal de produse secundare. Și acest plan să vă începiți ca un tabel în care sunt înșirate toate unitățile amenajistice în care se vor face aceste lucrări, bineînțeles cu detaliile de rigoare, adică suprafața, volumul de extras și așa mai departe. Aprobarea, următorul pas de aprobarea soluțiilor tehnice. Cum am spus, se întocmește memorie pentru conferința a doua. Conferința a doua, în momentul în care toate detaliile tehnice sunt mai mult sau mai puțin stabilite, se, în prezența unui reprezentant al Ministerului Aer, Gărzii Forestiere, se verifică toate aceste soluții tehnice. După confirmarea acestora, se încarcă datele în SUMAL 2.0 și am spus date spațiale pentru că în acest moment
se încarcă un shapefile. Shapefile care odată îți dă datele spațiale și în spate are asociat toată baza de date cu descrierile parcelare pentru fiecare unitate amenajistică direct în sumal, astfel încât în orice moment se poate face împerecherea între ceea ce spune amenajamentul că trebuia să faci în parcela respectivă și ceea ce ai făcut de fapt, ceea ce e foarte bine. Și mai ales că le ai toate la un click distanță, deci creezi o bază de date bună care să poată fi folosită în orice scop. Iar ultimul pas este strict elaborarea amenajamentului, a cărțuliei, unde sunt tot felul de date, are o structură clar definită care trebuie păstrată. Bun, per ansamblu, revenind la problema de la început sau întrebarea pe care am pus-o eu, dacă este Biblie sau doar un ghid, aș vrea să scot în evidență câteva vulnerabilități. Una dintre ele ar fi delimitarea eronată a unității amenajistice. Asta, gândiți-vă că eu, de exemplu, mâine mă duc în Bistrița Năsăud la proprietarul X de pădure să-i fac amenajamentul. Ei, pentru oricare dintre noi care abia ajunge într-o zonă, are nevoie de oarecare perioadă de acomodare în care să cunoască sau să se obișnuiască și să înțeleagă un pic zona respectivă. Dacă te duci și o iei direct la cald așa, cu siguranță riști să faci anumite greșeli. Asta pe de-o parte, dar în același timp, neavând o imagine de ansamblu, pentru că în momentul în care ești pe o suprafață de 10 de hectare, îți este greu să-ți dai seama dacă, de exemplu, ai aici un pâlc de pădure tânără, înconjurată toată de pădure bătrână, dacă acel pâlc cât de mult se întinde, dacă e mai mult de jumătate de hectar ca să merite să faci o unitate amenajistică sau dacă până la urmă o lași înglobată în pădurea bătrână. Ei, asta poate fi un aspect. Al doilea lucru, ați văzut cât de important este stabilirea diametrului și a înălțimii medii, pentru că de acolo pleacă calculul volumelor pentru fiecare unitate amenajistică, cum ați văzut în slide-ul anterior. Care volume, cel puțin, care diametri și înălțimi medii se stabilesc măsurând arbori de-a lungul traseului pe care te deplasezi prin pădure, cu rejansa pentru diametri, cu hipsometru pentru înălțimi. Problema este că, nefăcând o schemă sistematică care să-ți permită să surprinzi întreaga suprafață, pentru că, de exemplu, dacă eu cum am avut acolo o unitate amenajistică de 11 hectare, pe cele 11 hectare, bineînțeles că am o variație foarte mare. Eu acum, dacă trec prin mijlocul ei, nu voi vedea nici partea de la vale, nici partea de la deal. Mi-ar trebui o zi întreagă doar ca să mă plimb prin cele 11 hectare. Ei, îți faci o idee despre ce ai acolo și despre diametru și înălțimea medie, le măsori, dar ai putea fi și mai aproape de adevăr dacă te-ai apucat să pui, știu eu, suprafețe de probă sau să măsori chiar sistematic prin suprafețe de probă arbori pe întreaga suprafață. Un alt aspect este această estimare a consistenței despre care am și vorbit deja, pentru că este strict ochiometrică, strict la aprecierea operatorului, să zic așa, și te poate induce în eroare, pentru că tu, de exemplu, ai parcurs din acele 11 hectare, ai parcurs jumătate, dar restul nu le-ai văzut între atât de bine încât să-ți poți da seama despre consistența lor. Plus că și dacă le parcurgi și te uiți în sus, ți se pare că e 0,7, 0,8, 0,6. Este strict o estimare, iar consistența asta este foarte importantă, pentru că, de exemplu, dacă eu mă duc într-o unitate amenajistică și am consistența de 0,4, pădurea aia aproape o mai las sau nu mi este atât de urgent să o tai. Dar dacă este deja consistența de 0,3, aia automat trebuie să o tai. Ei, care... Cum, cine îmi garantează sau cine vine mie să-mi zică că e 0,3 sau e 0,4? Pentru că pe o suprafață mai mare sau mai mică poți să ai variabilitate destul de mare.
În alt aspect sunt problemele juridice ale proprietății, care devin o problemă în multe situații și mai ales când e vorba de stabilit limitele hotarului, că e mai la stânga, mai la dreapta. Iar ultimul aspect este la determinarea volumelor de producție principale, unde acestea chiar devin litere de lege și ajung în ceea ce se numește, și poate ați mai auzit, de posibilitatea de produse principale decenală sau anuală, care nu poate fi depășită în următorii 10 ani de aplicare a amenajamentului, iar în cazul depășirii ajungi deja la contravenții sau chiar infracțiuni, astfel încât stabilirea acestor volume de produse principale este crucială și se face prin inventarierea fie integrală, fie prin suprafețe de probă, dar trebuie să recunoaștem faptul că, dat fiind variabilitatea foarte mare din pădure, acele volume sunt totuși estimări cu o eroare asociată și nu le putem lua, nu le putem trata ca cifre absolute. Ei, cum am putea să remediem sau să evităm să mai reducem din aceste vulnerabilități? Prin utilizarea tehnologiei. De exemplu, v-am pus aici în partea din dreapta a ecranului o captură de pe Google Earth până la urmă, unde eu am suprapus limitele parcelare vechi. Imagine satelitară pe care eu o folosesc la deplasarea în teren. De exemplu, vedeți acele semne de Mercedes care sunt bornele silvice și în mare parte aici nu mai avem chiar, asta fiind o hartă în lucru, să zic că nu s-a respectat sau n-am respectat exact simbolistica pe care v-am arătat înainte, dar aici putem vedea o parcelă, iar eu uitându-mă la ea văd sau încerc să-mi dau seama dacă este omogenă, mai puțin omogenă, ce aș mai putea să întâlnesc pe suprafața ei. Și aici, spre exemplu, vedeți aceste pete galbene. Aici este o culme care urcă de jos și merge în spate, iar aceste pete galbene sunt larici, pentru că am parcurs versantul, am trecut pe aici, am urcat în sus și am văzut când am ajuns acolo că acel galben, acele pete de culoare galbenă, reprezintă de fapt arbori din specia larice. Ei, când ajung la compoziție, eu am parcela asta în față, asta sub formă de cismă sau ce formă avea, eu trebuie să zic cât la sută e moliți și cât la sută e larice. Ei, cum stai și te uiți la ea, la un moment dat se formează ochiul, dar niciodată nu ești 100% sigur. Aici avem 10% larice, 15-20% sau nici măcar 10% larice de pe întreaga suprafață. Ca un exemplu. În schimb, aici vedem clar că arboretul deja, consistența este scăzută, arboretul fie mai bătrân, fie se întâmplă ceva deosebit aici, trebuie să mergi să te uiți. Aici iarăși este o zonă goală. Ei, utilizarea acestor imagini satelitare sau aeriene cu siguranță te ajută în a vedea mai bine, a avea o imagine de ansamblu a suprafeței pe care o ai în lucru. De asemenea, ar fi foarte util dacă am avea informații LiDAR, pentru că LiDAR-ul, rezultatul cel mai ușor de obținut este înălțimea. Și în momentul de față devine tot mai accesibil să obții puncte LiDAR și din ele să obții înălțimea arboretului, iar asta ar fi chiar util. La numărul 4 am pus DEM, Digital Elevation Model, care reprezintă modelul digital al terenului. Și vă spuneam mai devreme despre faptul că în momentul în care am o rupere de pantă, eu acolo trebuie să separ. Și în același timp, pentru fiecare unitate amenajistică, eu trebuie să zic o pantă medie. Ei, acea pantă medie, oricât de mult aș parcurge eu terenul respectiv, măsor aici panta, îmi dă o cifră. Măsor mai acolo panta, îmi dă altă cifră. Este dificil să spui că, domnule, în parcela 14A, panta medie este de atât. Ei, în schimb, dacă ai avea un model digital al terenului, care iarăși se poate obține tot din acele puncte LiDAR, ăla ți-ar spune cât de precis se poate care este panta medie în acea suprafață și, de asemenea, îți va arăta clar unde este ruperea de pantă și pe unde trebuie să faci separarea suprafețelor sau subparcelelor unităților amenajistice. Un alt,
Un alt exemplu sunt aplicații mobile, iar aici am pus în paranteză aplicația Arboreal, care este o aplicație dezvoltată de o companie din Suedia, care îți permite cu ajutorul unui telefon ce are senzor LiDAR pe el, să măsori diametre și înălțimi, astfel încât tu le poți măsura direct cu telefonul, poți face suprafețe de probă și la finalul zilei îți calculează toate datele automat, astfel încât eviți problemele de logistică, să zicem, de oameni și de personal și de costuri de personal și de timp pentru a colecta aceste date și reușești să obții informații care chiar să fie valide. Aici, nu știu dacă e relevant neapărat să dau drumul la un filmuleț, dar dacă căutați pe YouTube Arboreal, veți vedea cum funcționează și chiar e o aplicație faină care ar putea fi folosită. Da, cam asta este, dar realizez pe măsură ce am făcut prezentarea că chiar trebuie un curs de 2 semestre la amenajarea pădurilor pentru a vorbi despre amenajare. Picat internetul? Mihai, mai ești? Mulțumim mult, Gabi, pentru prezentare. 2 semestre pentru că e o chestiune complexă, nu înveți într-o săptămână. Sunt, după cum ne-ai spus și tu, foarte multe elemente specifice, caracteristice. Și mă bucur mult că ne-ai explicat o bună parte din ele. Nu vreau să fiu cârcotaș, Gabi, dar cum vezi tu liantul sau legătura dintre APV, dintre volumele din APV, care rezultă evident dintr-un amenajament, și cele 6 zecimale din sumă? Asta chiar că e o cârcoteală. Acum nu știu exact povestea celor 6 zecimale din sumal. Cu siguranță există execucație și pentru ele, dar eu chiar aș scoate și ultima cifră din volumul APV-ului, adică nici măcar să fie din 10 în 10 volumul APV-ului sau volumul din posibilității, pentru că chiar și un camion de lemne, dacă îl iei și îl măsori, vei obține valori diferite de fiecare dată când îl măsori sau oricine îl măsoară, astfel încât trebuie să fim atenți și de asta am încercat de fiecare dată să menționez faptul că este o estimare. Este o valoare care nu este fixă. Ori chiar dacă o vedem noi pe ecran, cum a fost acolo 5428 de metri cubi, poate să fie 5300 sau poate să fie 5700 sau poate să fie numai 5000. Deci acestea sunt estimări care trebuie să înțelegem și să ne obișnim cu faptul că volumele pe care le vedem sunt estimări care au o eroare asociată. Bineînțeles că e mai bine decât să nu știm nimic. Adică e mai bine să știu că sunt undeva la 5400 de metri cubi. Dar poate e mai mult, poate e mai puțin. Eu trebuie să fiu conștient de faptul acesta. Așa că chestia din sumal cu cele 6 zecimale cu siguranță are o explicație, dar cred că e strict de natură tehnică și realizează și cei care au făcut asta, că îmi imaginez că realizează faptul că nu poți să ajungi nici cu ce ai vrea tu să măsori la 6 zecimale. Mulțumim mult, Gabi. Bănuim că rămâne întrebarea, nu? Biblia sau doar un ghid? E așa, da. Stil Hamlet, nu-i așa? Sau încercăm să dăm un răspuns la final? Nu, rămâne întrebare deschis. Perfect. Atunci îi răsăm și pe cei care ne urmăresc și care știu mai bine cât de cât despre ce ai prezentat tu, să se gândească și ei și să-și dea desigur propriile răspunsuri. Ca de fiecare dată mă gândesc că este vorba de găsirea echilibrului între cele două și evitarea pe cât se poate a extremelor. Gabi, îți mulțumim încă o dată
pentru că ai fost alături de noi. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit în direct pe Facebook și, așa cum spuneam la început, veți găsi înregistrarea inclusiv pe YouTube în câteva ore de la live-ul de pe Facebook. Seară bună tuturor și să ne revedem cu bine aici în mediul online cu alte și cu alte teme de silvicultură. Toate cele bune! Mulțumesc!